Și gata, ne-am pregătit să plecăm cu Duba. Așa. Să vedem ce-o fi. Hotărâți la Olt. Abia aștept să cinstim locul. Acum să închid porțile și mergem la drum. No, și am ajuns la locul de pescuit. Peștii răpesc, asta mă bucură, un domn cu barca acolo pe dimineață, pe poziție, nu știu dacă se vede. Așa. Ne uităm aici la apă, să vedem ce om face, că stăm în sâmbătă dimineață, stăm până duminică cu masă. Dragi pescari, vă dorim fir întins, cât mai mult pește, să ne auzim cu bine. Numai bine, la noi sfințim locul, nu? Da. Sperăm să avem un... Ne apucăm să vântăm bețele, ne aruncăm, așteptăm. Pescuit bun. Să prindem ceva. Numai bine. Mă bucur că mai există puiet. Deci aici chiar sunt peștișori mici, foarte mulți. Și asta mă bucură. Pescari, în general, cam iau toți peștii. De popular nu se mai prea populează. Și o să ajungem cum să mai avem ce prinde. Am fost pe barajele de la Societate. Vreau să vă zic, în sus, pe Sfânta Marie, n-am văzut niciun puiet. Nu vedeam pe vremuri și un clean să prind sau ceva. Mic. Doar în barajul de la gara acolo am mai văzut ceva. Și am prins clenoți și puțin rest. Nu știu ce se întâmplă. Aici măcar mai sunt puieți, asta mă bucură. Aici și soarele, chiar este super. Să vedem ce să... Am adus camomeli, râme, viermi, și mămăligă și barila. Știu că pe Olt barila este sfânta. Și boabă de porumb am, încerc la mai multe. Vedem. Mămăliga știu că, în general, pe apele astea sălbatice este sfântă, cam pe orice apă. Și bărți, și răuri. Este ora 1:20. S-a făcut foarte cald, eu m-am îmbrăcat gros, că la noi era rece. Aici s-a făcut foarte cald. Începe să dau jos hainele ca baba Dochia. Cum dădea baba Dochia, cât un cojoc, așa am dat și eu. Dimineața a fost răcoare, dar... Nu chiar cum m-așteptam eu, m-am îmbrăcat de acasă gros. Fiu sigur că... nu îngheț. Dar nu a fost chiar așa de frig. Mă bate vânt așa ușor. Aici cam toți pescarii văd că pescuiesc din barcă. Eu pescuiesc de pe mal. Ca de obicei nu știu treburile cum sunt. Data viitoare vin cu barcă. Nu am barcă, dar am promotora și tot vin cu barcă.
Am avut o trăsătură remică la remă. La plută, porcușor și obleț. Am încercat, acum am făcut nadă. Și să vreau să scot un băț, cam două. Să-mi pun în locul la al doilea băț. Un feeder. Să încerc la feeder, să vedem care-i schema cu feeder. Prindem ceva la feeder sau... Am făcut ceva de la Benzer Mix. O nadă. Am luat și niște... semințe de la Save the Planet. M-am amestecat. O să pun în coșuleț. Să vedem. Ca și avea spus un pescar. Și mi-a spus un pescar că semințele astea pe râu sunt senzații. La feeder. Eu nu sunt chiar un pescar de feeder, dar încerc să văd. Am un feeder de 3,90. Să-mi fac o montură și o să încerc. Să vedem ce o să prind. Deocamdată e liniște. Mă bucur că am sărituri, mă bucur că există puiet, mă repet, le-am dat și ceva de mâncare la ăștia mici, aici la mal. Sperăm să și prind ceva. Și în sfârșit primul caras. Doamne ajută, caras de Olt. Chiar sunt niște carași frumoși. Ăștia de la Olt. Este lițele adevărate astea prin pește. Al doilea carasoi. Ce-a trecut timpul. S-a făcut deja 6. Și nu am prins doar 2 crășei. Și socul meu plătică. Mic. Și altceva nimic. Apa crește. N-a venit scădea, acum crește. Văd că pleca și aia cu bărcile. Să vedem pe noapte ce să fie. Chiar sunt curios. Socru a agățat ceva. Hai să vedem ce ați agățat în acțiune. Hai de capul meu. Cum se îndoaie bățul. Dar ce o fi oare? Ui, ce rău, ui! Mic și rău. Mic și rău. Să vedem aici. Să scoatem aici. Poftim? Văd că se luptă. Păi da, l-ați băgat în buruiană. Ce să facă, mamă? Trebuie să-l treageți aici. A? Aici, nu? Haide. Opa. Ciortanu! Ciortan sau care? Da, ciortan. Băi, ia minciocul. Ține tu bățul. De ciortan. Da. Haideți că țin eu bățul.
Nu știu dacă l-ajungeți. Nu știu dacă ajungeți de el. Vedeți că ați dat pe fir. Așa. Așa. Băi, știi cum a făcut bătul? Da. Dă-mi drumul. Păi da, cum? O să le liberăm, că-i păcat de... Duc acasă la nevastră. Da? Duc acasă la nevastră. Că dat tot peștii din congelator. S-a făcut tot fără un sfert. De tras trage, dar doar crășe de amici. Socrul mi-a luat unul cam pe la un kilogram, așa. În rest, slab. Adică slab, trag, da, e mic, îmi trag de ea, pară să am cât mai sunt mari. Cine știe, dragi, poate de aia nu trage. Dar activitatea este. A început să se lasă un pic rece. Eu vreau să stau până pe la 1, 2, 3, cât rezist, nu știu, să vedem cum o va fi de frig. Să vă poate prind un somn. Lasă-l cel la somn. Să vedem monstru. Chiar sunt curios să văd ce monstru am luat. Că mi-a tras de câteva ori. Și să văd. Aoleu! Doi monștri! Ce tare! Doi! Uitați-vă! Doi monștri! Da, pe dacă tot dește prind, mă culc! Bună dimineața! Noaptea am stat până mai târziu, dar a fost frig la un moment dat și nu m-a somnotei cât palmă. Ia, nici cât palmă de amici. O palmă, palmă și ceva. Și câte doi m-au nebunit. Nici n-am mai avut chef să mai stau. Și am dormit un pic. Și acum am venit pregătit de lupta. Să vedem ce facem. Crăpesc peștii. Să dau un pic la blinker, să vedem, poate, să ne apucăm de pescuit. Am văzut a doua oră când o tras mai tare. Socru a prins unul de dimineață mai, și vedeți? Mai mărișor, dar e răpit. A fost atacat. E firul tău ăla? S-a agățat da. Trece la mine. De ce de la, nu? Și este ora 9:30, a ieșit și soarele, este super, nu bate vântul, am pus un feeder, să vedem ce să prindem la feeder, sunt curios. Am scos un băț, am lăsat doar două bețe, pe un băț am pus porumb pe silicon, să vedem dacă prinde vreun crab, că am pus mai multe boabe. Și aici încercăm la caras, cred. Caras, plătică, să vedem ce se prinde. Abia aștept. Și acum am venit la socrul meu. I-a tras iară. Să vedem ce prinde în acțiune. Ce-o prins, adică nu ce prinde, scuzați-mă. Am emoții. O tras așa hotărât, să vedem. Deci este apa foarte adâncă, deci ai surprize. Nu știi ce poți să prinzi, pentru că sunt multe specii de pești. Dar, să vedem ce-l lua socru. Hopa! Deci se bagă buruiana în acțiune. Vom scăpa, zidicați să-l vedem. Ce este? Hopa! Opa, opa, frumușel! Vin cu minciogul? Ia cu minciogul!
Altul frumos. Aha, uite ce frumos este. Da, culas. Asta e, uite, are mustăți, vezi? Da. Crăpcean. Da, dar l-ați luat din partea de aia, la altă, sau cum dracu? Păi, așa s-o agățat, ce să-i fac eu? Ce chestie. Când o scuipa cârligul? Da. În sfârșit am mai luat un cărășel. Dar nu mare. Să mă duc să văd ce-a prins socrul meu. Așa da, tată, felicitări. Crăpșcean, frumos. Frumos. Uitați-vă ce frumos a înțepat regulamentar. Super. Uitați ce frumos trage. Feeder-ul e feeder. Și cum lansez, cum trage, nu neapărat că am prins mat, dar important e că trage. Și nu sunt chiar expert la feeder. Sunt începător. Dar... este frumos pescuit la feeder. Mai ales dacă te experimentezi. Super. De câte ori am mers la pescuișă, am dat cu feeder-ul, chiar dacă nu trăgea la feeder-ul atras, dar nu știu de ce. Care-i diferența? Nu știu. Și am luat monstru, am mai luat unul, dar nu mare, dar e frumos, e acțiune, la feeder, iar trage la socru, astăzi i-am zăpăcit. Uitați ce fain trage. Și acum e în acțiune. Clopoței care iau în videoclipul meu, care i-a făcut socul meu, m-am zis că super. Nu trag ei chiar așa hotărâți, dar trag. Stau așa, să vedem. Și balauru, să vedem ce a prins. Oricum mă gândeam că trage așa la alt, așa de fain, o speci mare, dar ai activitate toată, nu te... Stopa, asta e mare, ovăleu, ovăleu, ce frumos e, nu-l iau cu minciogul, nu-l iau cu minciogul. A scăpat, v-am zis să iau minciogul, v-ați... Na. Să vă arăt și montura mea. Deci am un... Deci, să vă arăt și montura mea. Deci am un anti-tangăr, un coșuleț, 20 de grame, care îl încarc, cred că are vreo 50, un fir de 1 metru, un 0.18, și aici așa, un cârlig cât se încapă două barile, nu vă mai zic pe numere, că numerele nu se mai potrivesc, și un vierme în capăt. Barila este, nu este făcută de mine, este cumpărată, la noi la Petrușan se vinde 4 lei o cutiuță de vanilie, cu asta am făcut treaba și la Dunăre, și văd că și aici funcționează. Așa că să dăm mai departe. Și vreau să vă arăt că acum l-am aruncat, să vedeți în cât timp trage. Câteva minute trage.
trage, trage așa mai anemic. Îmi trage așa... Nu mă așteptam să tragă foarte rar, trage câte un mai hotărât așa. Asta așa mai... și de multe ori te și înșeli că ai senzația că ai prins ceva mare și de fapt mic și ceva e mai mare. Vedeți cum trage? Și mai trebuie să-l scoate. Să știți că chiar de obicei cu bondel pescuiesc, este un porumb ok. Chiar am prins cărășei, carași. Sau că am prins crab mai devreme, nu mare, ciortan, dar tot la porumb. Și ce mai este baza, amăliga făcută de casă. Aceasta este făcută de el. Noi ne facem tot timpul amăligă. Avem rețeta noastră. Asta e sfânta. Și l-am amăligă prins. Unul. Așa, mai prins o albitură. Mândura mea este un cârlig în jos, la vreo 25 de țanti. Boabă și unul mai sus, pe elicopter sau cum îi zice asta. Și două stopare ca să ridic cât vreau adâncime. Și mai luai ceva. Super merge treaba. Și s-a făcut și ora 3, pe la 6 să plecăm acasă. Mai am 3 ore de pescuit. Timpul este frumos, nu este nici cald, cald, dar nu este nici frig. Și la bate soarele a plăcut. De prins am mai prins câte un moronal, nu știu, albitură, câte un caras, dar micoți, cam ca palma, nu mai mari. Nici ca palma, ca palma, nu știu cât se zic dimensiune așa. Azi e duminică, ultima zi de relaxare, vine la muncă. Începe să bată un pic vântul, dar e ok. Haideți că vin acum! Să-l văd, o să mai la distanță un pic și nu prea. Hai să iei minciocul. Trebuie minciocul? Pe mare. Ok. Hai, aici la mal deja. Haide, pula mea. Haide, capul meu. Asta să vedem. Oh, iar l-a scăpat. Băi, știi cum l-a făcut așa, bă? Pim! M-a dus până aici și uite. Așa, îmi pare rău. Aici o l-am scăpat la Este 5 fără 20. Imediat ne adunăm bețele și plecăm acasă. Socrul meu mai aduce un pic de mămăligă. Am înțeles. Mulțumesc. Asta vreau să vă zic aici pe Olt. Văd că în principiu mămăliga este principala și boaba de porumb și barila. Astea trei ingrediente trebuie să le ai obligatoriu. Că mai e... A, și vien. Scuze. Vieni, important vieni. Că dacă nu, nu faci treaba, că trebuie să le combini, să faci combinații și atunci prinzi. Altfel nu prinzi. Și rest, ce să vă zic. Merge și cu mămitor și două cârlige, unul sus și unul jos. Merge și cu plumb, un cârlig sus și unul jos. Cârligul să fie cam de firul de la cârlig până la
cârligele să aibă o dimensiune, să fie mai simplu. Cârligele să aibă o dimensiune undeva de 10, 15, 20 de țanti, nu e ceva fix. Am testat toate monturile, am încercat tot felul de chestii. Degeaba, am încercat la feeder, am luat mai mici ca și pe momitor cu mămăligă. Acum nu știu că eu sunt mai, nu sunt așa priceput la feeder, dar habar n-am. Trage într-adevăr mai des la feeder, dar degeaba, că nu prins bani, am vrut să fie și unul mai mărișor, dar nu. Nu a avut noroc. Întreași soarele dori. Se vede că se lasă seara. Mai stăm vreo oră și plecăm spre casă. Ne ajută. Oricum de prins, am prins ceva. Adică mai mult, nu mari, dar mărișor. Ce-au fost mici, mici de tot le-am dat drumul. No, și acum scoate capturile socru, socru meu. Acestea sunt capturile lui, care le-a prins. A fost o zi reușită, nu? Ce părere aveți? A fost foarte bine. A fost bine, nu? Alte dăți. Ok, după aia o să-i liberăm. Așa. Și acum scoate juvelnicul meu. Bineînțeles că aici după vârsta. Eu sunt mai mic, am prins pești mai mici. Vedeți că e lung, rău. Trebuie să luați mai multe nivele de alea. Super. Și acum aici sunt capturile. În funcție de vârsta. Aceea o să eliberăm. Eu scot greu de aici din mincio, din juvelnic. Super. S-a terminat și partida de pescuit. Au fost două zile cu succes. Nu pești mari, dar mulți. Timpul a ținut cu noi. Vă mulțumim pentru vizionare. Vă dorim fir întins. Vă dorim fir întins la toți pescarii. Okay. Și dacă v-a plăcut videoclipul, să dați un like și o abonare. Mulțumesc mult. Numai bine.